Inspirat din Geneza, capitolul 32, înseamnă fața lui Dumnezeu. De aceea se dorește ca fiecare eveniment Peniel să fie un loc în care participanții să aibă ocazia de a se întâlni personal cu Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat și în perioada 13-14 aprilie 2007, când Fundația Peniel a organizat cea de-a 11-a conferință națională de tineret cu tema Prioritatea valorilor spirituale. Această temă a fost aliasă în raport cu situația creștinilor din zilele noastre. Cred că a ieșit o conferință reușită din punct de vedere organizatoric. Bucuria noastră este și mai mare că am văzut pe un Dumnezeu care a lucrat la această conferință, am văzut oameni transformați, am văzut o deschidere extraordinară și eu cred că ceva s-a întâmplat în lumea spirituală a Aradului. Sper ca acești tineri să se întoarcă în bisericile lor cu un nou suflu, cu un zel proaspăt care să ajute biserica locală într-un sens pozitiv. Tatăl meu obișnuia să spună expresie, să iau o doză de Peniel. Și parcă e bună o dată pe an, mi se pare că e prea puțin o singură dată pe an, dar totuși e bine. Având în vedere că sunt prima dată la Peniel 2007, mi se pare extraordinar, e foarte fain. E extraordinar să vezi parcă așa o frântură din cer cu atâta tineri la un loc adunați. Și nu știu, e așa o senzație de prezența lui Dumnezeu peste tot, e fain. Cred că Domnul chiar a lucrat și tinerii chiar au fost mișcați, mai ales mesajul a fost, cred că chiar a atins orice suflet și... Domnul să binecuvânteze orice tine și organizatorii. Cel mai mult mi-a plăcut finalul, pentru că au fost foarte mulți tineri care au călcat pe eul lor și și-au dedicat viața Domnului Iisus Hristos și mi s-a părut cel mai important lucru. Mie mi s-a părut că a fost ceva copleșitor și eu cred că fiecare tânăr care a venit aici cu scopul de a-L întâlni pe Dumnezeu a experimentat asta. Am văzut foarte mult dedicare și din partea celor de pe scenă și din partea oamenilor care au venit și au participat direct sau indirect la această conferință. Tineri din toată țara s-au adunat în număr de aproximativ 3.000 la sala sporturilor din Arad pentru a participa la cele 4 sesiuni organizate în cadrul conferinței. Ionel Tuțac, Lazar Gog și Vladimir Pustan sunt vorbitorii care au răspândit vestea bună a Evangheliei. Timpul de laudă și închinare a fost condus de Peniel Band, alături de care au mai cântat grupul Eldad, Marius Moldoveanu și grupul Cireșari. În sală au fost prezente pe toată durata conferinței oficialități din partea cultului penticostal. A fost prezent și primarul orașului Arad, domnul Gheorghe Falcă, fiind prima oară când un primar a asistat în întregime la sesiunea la care a fost invitat. Reacția este diversă. Cred că unora nu le-a plăcut, altora le-a plăcut foarte mult, unii au stat nepăsători, dar cred că cei mai mulți, sau cel puțin așa îmi place mie să cred, au luat hotărâri pozitive de a se îndrepta după voia lui Dumnezeu de a-și adopta valorile spirituale, să împlinească acel verset moto al conferinței, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, crezând că toate aceste lucruri pământești ni se dau pe deasupra. Și am văzut oameni declarând lucrul acesta prin atitudinea lor, prin mâna ridicată, prin atașamentul și devotamentul cu care au cântat cântece de genul trăim pentru Hristos, murim pentru Hristos. Sper să păstreze această hotărâre în inima lor și să și pună în practică ce au hotărât. Am fost în ultima vreme mai descurajat, mergeam în misiune și parcă nu se întorce oameni și când am văzut acum câți tineri s-au întors la Domnul, s-au rededicat, m-am bucurat foarte mult. La unii va fi o schimbare temporară, la unii va fi permanentă, depinde de om, de cât de sincer a venit el în fața Domnului, nu știu. Cred că aici fiecare știe inima lui mai bine decât oricine. Din ceea ce am văzut până acum, 90% din ceea ce se întâmplă în seara aceasta va fi adevărat sau nu, în funcție de felul în care biserica va reuși să îi crească. Adică noi le dăm viața aici, dar dacă ei nu vor mai crește spiritual în biserică, prin cuvânt și dragoste și înțelegere, neapărat la vârsta asta trebuie înțelegere, probabil că vor pleca. Ori nu ne mai permitem să mai pierdem o generație de tineri. Am mai pierdut în 70-80 o generație fantastic de puternică. Dacă mai pierdem și pe generația asta, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Deci este marele câmp de evangelizare în România la ora actuală. Sunt 100.000 de tineri creștini care provin din familie evanghelice. Probabil că sunt mai mulți. Dacă îi pierdem, n-avem nicio scuză înaintea lui Dumnezeu. Ei sunt marele nostru câmp de misiune. Anul 2007, pe lângă multe avantaje și oportunități, a adus cu sine și multe provocări, care pot crea confuzie și pot zădărnici valorile Scripturii. În acest context, se cuvine și mai mult să ne însușim principiile Bibliei, căutând să le împlinim și să ne pregătim pentru iminenta revenire a Domnului Iisus Hristos.